de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, încă o cafea la Piatra Neamț, la cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț. Astăzi vă rog eu să rămâneți la cafea, pentru că nu prea se mai poate cu ce se întâmplă în perioada asta prin Neamț și nu numai în Neamț. S-a ajuns undeva pe aici și începe să dea pe afară. Avem de vreo 3 luni și primărie nouă, care practic pare că este condusă nu de primar sau de noua echipă, care sunt total subordonați funcționarilor. Când îi întreb ceva, îți spun ceva de genul: a, dar noi n-am venit aici să facem război, să dăm afară, pentru că sunt oameni buni. Oameni buni care și-ar putea face treaba, dar ei nu pot, săraci, n-au fost lăsați înainte să-și facă treaba. Și noi trebuie să mergem să facem. Ok, foarte bine. Dar dacă oamenii ăia buni sunt ticăloși, de fapt, îi păstrez? Îi păstrez dacă așa spune șeful adevărat al tău. Unchiul, mătușa, bunicul, străbunicul, partidul și altcineva. Păstrez, că n-ai ce face, te aliniez. Sau îți spune nașul să păstrez. Deci indiferent cine. Și astăzi vă dăm un exemplu că băieții ăia buni din primărie nu sunt chiar atât de buni, că cei noi veniți în primărie ori să lasă dus de nas, că atât ai duce capul, ori sunt la fel de ticăloși ca cei dinainte. Sau, dacă nu, să nu spunem ticăloși, că sunt primele luni, la fel de impotenți ca cei dinainte, cu bunurile publice, dar când e vorba de interesul propriu, n-au nicio limită. Și astăzi vorbim despre celebra societate CMI Urban. CMI Urban, adică Compania Municipală de Investiții, nu orice fel de companie. Compania Municipală de Investiții, nu le e rușine că mai păstrează numele ăsta, Urban, care, cică, merge foarte bine. Merge foarte bine, are profit, are piețe, are tot ce-i trebuie. Ei bine, de vreo săptămână, tot întrebăm la primărie, că așa e frumos: domne, spuneți-ne și nouă, care este raportul Urban-Primărie la bani? Are de dat primăria, are de primit Urbanul, am primit niște hârtii, dar primăria are de dat la Urban? Răspunsul a fost genial. Din punctul nostru de vedere, nu are de dat bani. Din punctul celor de la Urban, au de primit bani. Și cu asta basta. O altă întrebare. Piața Mărăței, a cui este? A Urbanului sau a primăriei? Răspunsul la întrebare. Vă mulțumim că ne-ați sesizat cu privire la aspectele de la Piața Mărăței. Vom trimite brațul armat, brațul iohaneștian, ca să spun așa, să facă control. Adică cine? Poliția locală. Însăși poliția locală. Care se duce să vadă cam care-i treaba pe acolo. Vă dați seama că au constatat. Ei bine, ne-am dus și noi acolo ca să aflăm cum stau lucrurile. Pentru că Piața Mărăței a fost preluată de primărie prin hotărâre de Consiliul Local și a rămas ca în tren. Nici primăria n-a preluat-o, nici Urban n-a cedat-o, dar nici nimeni nu o administrează. În 2016 se întâmpla mișcarea. În 2018 încă se mai discuta pe marginea pieței. Lucrurile
au evoluat atât de tare încât acum este un focar de infecție acolo. Și asta ne arată cât de impotenți sau interesați impotenți sunt cei de la urban sau cei din primărie, că nimeni nu știe cine administrează acolo. Dacă intre pe cei din primărie, noi dau din numeri. Dacă întreb la urban, e la primărie. Numai că acolo este o crâșmă care funcționează, mai este un chioș care funcționează și dacă vrei să intri în piață, te duci și îi spui celui de la chioș. Dom'le, știi cum e? Am eu cheia. N-am auzit că e angajat. Haideți să vedem niște imagini, Bogdan, de acolo. Te rog eu frumos. Dă-mi o imagine cu piața din afară, cum arată. Sau uite, le ai pe toate. Mărește-o pe cea din afară, cea de sub mine. Așa. Așa arată piața, nu în momentul acesta. Bun. Dă-mi o imagine din interior, te rog. Cea largă, cu toți care sunt acolo, dacă poți. E, ăsta este interiorul. Dacă vă uitați la ecran, nu, personajul pe care îl vedeți în față e cel care deține cheia. Ne-am interesat, nu este angajatul urbanului. Deci este un om care are un chioșc acolo, probabil că are un contract cu cineva, dar nu știm la cine plătește, la urban sau la primărie. Că este o hotărâre de Consiliul Local prin care piața a trecut la primărie. De ce nu s-a finalizat? Acolo scria că la orice hotărâre scrie cu ducerea la îndeplinirea acestei hotărâri se însărcinează secretarul orașului pălat de la patrimoniu, nu știu care și nu știu cum. De ce nu s-a întâmplat? Interesează pe cineva? Nu interesează pe nimeni. Iată în piață. Deci personajul din față este cel care are, ca să spunem așa, cheia de la piață. În partea dreaptă, cum vă uitați pe ecran, Lasă imaginea mărită. Te rog. Deci în partea dreaptă, cum vă uitați pe ecran, o să vedeți niște ambalaje acolo, da? Acum poți să-mi dai și partea cu ambalajele, da? Ambalaje. Ambalajele acelea provin de la o activitate care se desfășoară în locul unde este închisă piața, da? Dacă vă uitați un pic mai într-o parte o să vedeți o geantă de voiaj, un fotoliu și niște lucruri. Acolo este locul în care stă peste noapte și peste zi un alt personaj. Poți să mi-l dai, Bogdan, te rog frumos? Domnul este. Acest personaj stă peste noapte acolo. Are și un mic greșou, are și o mică, un loc unde își face ca o de făcut cafeaua, un ibric, are tot ce îi trebuie, probabil că este angajatul primăriei sau al urbanului să aibă grijă noaptea în interiorul pieței de o piață închisă. Sau cine știe, lucrează sub acoperire un angajat de al domnului Pancu, de la poliția locală acolo. Să aibă grijă să urmărească ce se întâmplă în zonă. Pot să revii un pic la imagini? Te rog tare mult, imaginea generală. Te rog tare mult, dacă poți. Deci, dacă observați, sus este un acoperiș, da? Care e cam maroniu, așa, căcăniu, ca să spun altfel. Și în partea stângă avem ambalaje. Acolo, în partea stângă, era un bar. În față este un chioșc, cel care are cheia de la chioșc. Bun. Acești domni de la primăria Piatra Neam și CMI Urban ne spun nouă că acest spațiu extrem de generos, lăsat în paragină, nu au ce să-i facă foarte mult, dar ei nu prea știu care e situația acolo. Bogdan, te rog eu frumos să pregătești un film, să-i dai drumul, făcut la această emisiune în 2016. 2016. Ca să nu mai spună noul primar că are numai băieți bun la primărie care îl ajută, că ea de la patrimoniu ar trebui să știe. Il polițioto locală ar trebui să știe și ei că acolo este un obiectiv al primăriei și că cineva stă noaptea înăuntru. Mai fură și curent, dar nu mai contează. Apropo, cine plătește curentul acolo? Da. Bogdan, dă-i drumul la filmulețul de acum câți ani?
5 ani. Cafeaua de piața acum 5 ani. Și cum ne ajută să scap de greață. S-a degradat și mai mult fără ca niciun impotent să facă moralul să pot suporta. Piața Mărăței din Piatra Neamț a ajuns la recordul trist de a desfășura o intensă activitate cu exact 2 comercianți. Un bărbat, nevoit să se prezinte la muncă dis de dimineață pentru că primește lapte la PET de la o firmă care distribuie marfa cu noaptea în cap, și o bătrână care vinde morcovi, sveclă și verdeață. Amândoi îngheață în fiecare zi și suportă cu stoicism condițiile vitrege oferite de primărie, care a preluat piața, dar, de administrat, în dulcele stil chitic, o administrează tot urban. Piața nu are apă, nu are toaletă, nu are încălzire, iar singura sursă de lumină este un neon obosit și murdar, care nu le permite celor doi vânzători să mai vadă ceva după lăsarea serii. Așa că pe la 5 după amiază piața se închide. În unele zile e mai cald afară decât în hală. La iarnă, cei doi își vor pierde și puținii clienți pe care încă îi mai au. Marfa va îngheța și, ca să evite pierderile, probabil se vor profila doar pe fasole, nuci și cimbru uscat. Deocamdată, tanti Elena și tovarășul ei de suferință au găsit o soluție pentru a împiedica apa de ploaie să ajungă direct pe lădițele cu rădăcini. Au agățat de copertină o foaie de cort, pe care picăturile alunecă în niște găleți. Deși nu le oferă niciun fel de condiții, Urban nu uită să trimită în fiecare dimineață un om de la piața Dărmânești care să ia chiria de la cei doi vânzători. Pentru că la administrația pieței Mărăței nu mai lucrează nimeni de mult, deși programul uitat în fereastră arată altceva. De 20 de ani tot așa stăm, în piața asta, da? Tot în piața asta stăm. Nu este nicio sursă? N-a fost niciodată și nici nu cred că va fi. N-a fost niciodată. Și marfa? Nu se îngheață? Îngheață, dar nu mai cumpărăm marfa care îngheață. Luăm fasole, care fasolea nu îngheață. Da. Și asta e. Să-ți loc. Dar ieri ce a apărit permanent, m-am dat apus. Ați avut balta aici? Să vie de pe aici, așa, cu plouă și ce să faci? Stau așa cum puteam. A fost piața plină, dacă nu-ți vândea și chiriile scumpi, dacă primarea nu le lasă mai ieftin. Da, păi da, vine omul ca să stie aici, numai să plătească. Dar eu de multe ori nu scot nici cât plătesc chiria. Toate te magazine goale, ar trebui să le lasă mai ieftini. Primarii sunt oveți. Dacă le, poate, le lăsa mai teotrit, poate mai vine. Au fost camangerie aici din cap în cap. Au cheltuit mulțumim de bani, au cheltuit. Și au plecat, au stat două luni și au plecat. Da. Pentru că nu s-a ocupat nimeni de treburile astea, că eu auzi la televizor și este chiar nu-i normal. Cafeaua de dimineață. Deci am revenit. Ați văzut în 2016 ce se întâmpla acolo. Același lucru, nepăsare, bătaie de joc, dar în schimb funcționau barurile atunci, domne, nu exista. Și acum funcționează una. Credeți că lucrurile s-au schimbat cu ceva? Da, s-au schimbat în rău. O să-l rog pe Bogdan să pună imaginile filmate ieri acolo, în filmuleț, ca să vedeți exact cum stau lucrurile. Astea sunt din afară. O zonă, ia uitați, barul funcționează. Pentru că, nu e așa, trebuie până la urmă să existe și un loc pentru turism cultural. Ăla este chioșcul. Fațada este foarte bună pentru anunțuri. Ia uitați ce curățenie este acolo. S-a dus și poliția locală, probabil și-a văzut că e curat. Că se respectă ordinea publică și tot ce trebuie. Uitați înăuntru, locul unde se doarme, unde se gătește, depozitarea. Acelea sunt module care la un moment dat erau închiriate când aveai acoperiș deasupra capului care să fie funcțional. Acum apă nu este. Acolo în spate e WC-ul. Da, avem și candele, se vindeau și candele în piața Mărăței. Era o previzionare. Păcat că n-au făcut și colivă. Aici se intră la grupul social, în care s-au băgat bani grei. Grei. S-au băgat bani grei. Și acum, în grupul social, putem vedea imediat, dacă Bogdan a lăsat și acea imagine, n-a lăsat. Te rog frumos să cauți imaginea aceea, să o pui, pentru că asta este imaginea
adevărată a administrației locale în Piatra Neamț, cel puțin până acum. Un mare rahat, stimați tovarăși. Un mare rahat. Pe ecran nu pute, acolo nu poți să stai. Pentru că, nu e așa, teoretic, piața este închisă. Iar rahații ăia cresc. Nu-i face nimeni. Ăia cresc acolo în piața închisă. Deci un mare rahat, urât mirositor. Un rahat urât mirositor. Bun. O să spună domnul Carabelea, domne, dar ăștia nu știau săraci. Noi nu știm. Noi, știți, am venit acum și încercăm să punem lucrurile să meargă. Ok. Dar puneți mâna și citiți. Nu stați numai pe Facebook la 3 noaptea și spuneți ce gânduri aveți voi și cum eu mai trageți PSD-ului într-o ședință aranjată. Că nu interesează pe nimeni cui trageți, cum trageți, dacă nu se produce nimic pentru oraș. Pe nimeni. Deci, nu stai la 3 noaptea, nu faci tu, te uiți la televizor, ca primar ai și timp, și vezi un urs că se vârte în cerc și brusc îți vine ție așa o idee, bă, ia să facem noi un sondaj de opinie și facem o dezbatere publică. Ai făcut-o. Cum ai făcut-o? Ți-au răspuns jumătate din cei care te-au ales, care erau și ăia 7% din populația orașului. Și din aia jumătate care ți-au răspuns, aproape jumătate n-au fost de acord cu tine. Și tu vii și îmi dai soluție, îmi dai, desfințăm fără să dai o soluție. De ce? Și ne spui așa, noi n-am știut. Păi, n-ați știut. Ia să vedem noi. În data de 2006, la data de 2016, fostul administrator special al Urban, care și-a dat demisia când a văzut că n-are cu cine lucra, spunea foarte clar, bine, într-un interviu în Mesagerul, noi știm că e greu de citit un interviu lung. E greu de citit. Dar puneți pe cineva să vi-l citească, să vi-l facă cum să vă spun eu, un rezumat. Care spune așa, domne, s-a ajuns acolo în insolvență pentru că primarul Chitic nu putea să pună mâna pe administrarea societății de la PSD, că era dată la PSD, dacă nu făcea treaba asta. Nu chestii economice, nu altceva. Pentru că datoriile Urban se compensau cu banii care trebuiau primiți de la primărie. Deci se putea rezolva treaba foarte simplu. Ne spune așa, știți pe ce s-au cheltuit banii Urban? Lifturi la centrul social Pietricica. Da, n-aparține, acolo nu-i piață. Acum este un fel de piață, dar e altfel de piață acolo. Deci, vă dați seama, 2,5 milioane de lei investiții la sala polivalentă, care nu e al Urban. Și iluminatul public din oraș, care nu e al Urban. O cumpărat Urbanul și l-a dat primăriei să-l folosească. Sala polivalentă, da, papagale, așa este. Sala polivalentă dată a primăriei, dată celor de la Urban. Să o doteze. Și acum ne spun toți, n-am știut că noi nu așa, că nu știu cum. Știți că piața mare, când s-a construit înainte de a arde, na, a ars săraca, a fost pe un credit făcută. Creditul ăla, o parte s-a folosit pentru parter, restul pentru cheltuieli și restul ca să cumpere scaune la sala polivalentă. Din creditul luat pentru piață, de CMI Urban. Nu știe nimeni, nimeni nu este vinovat. Nimeni, nimeni. Toți sunt bine mersi. Da, mergem mai departe. Și că toate aceste investiții s-au făcut fără acordul Consiliului Local, dar cu aprobarea AGA. AGA fiind consilieri locali, pe care i-a durut în 14 să anunțe și Consiliul Local că au aprobat chestiile astea. Că nu se putea. Se supăra domn primar. Da? Se supăra domn primar. Deci, ca să tragem o concluzie. Nu trag acum
Citesc ce am scris în 2016. Și în acest moment, Urban este locul unde intră banii de la primărie și se topesc pe salarii la fel de mari. Pe cosit și vopsit garduri. Apropo, țineți minte? Cu cositul o să revenim. Să vedeți cum se cheltuie banii pe cosit. Și nu se știe exact cum se fac aceste decontări, dacă nu cumva s-ar fi găsit și soluții mai ieftine. Practic, Chitic face ce făcea și Ștefan. Nu știm dacă Carabelea face exact ce făcea Chitic și Ștefan. Dar începutul e promițător, ca să spun așa. Dar imediat că am primit un mesaj interesant. Așa. Până la momentul propice al valorificării activelor sau al prelării unor active, așa cum s-a întâmplat cu Piața Mărăței, care stă bine admersi într-o administrare și mai proastă ca pe timpul urban a primăriei. A cui o fi fost sau este interesul pentru această locație insalubră, unde la 7 dimineața se servesc cu spor băuturi alcoolice? Și primim un mesaj interesant. Bună dimineața! Piața Mărăței este administrată de primăria Piatra Neam. Situația este cunoscută la nivelul primăriei. Nu se poate că dacă era cunoscută, să luau măsuri, tovarăș. Măcar măsurau. De stânga-dreapta, este piața asta bună pentru prietenul nostru de la partid? Nu. Hai să-i o pregătim. Hai să facem noi o investiție și după aia să-i o dăm la un prieten de partid. Cum am dat baia comunală, cum am dat molul, cum am dat alte lucruri. Da. Poliția locală, anunțând despre persoana care locuiește acolo prin bunăvoința unui comerciant care deține cheia, încă de acum o lună de zile. Bravo, poliția locală, în sfârșit, trebuie să-i laud. Deci poliția locală a anunțat că acolo locuiește o persoană. Poliția locală nu i-a făcut nimic, era în interior, n-avea cum, și, bine, poliția nici nu asigură paza pieței Mărăței, nici nu trebuie să o asigure, dacă plimbă pe stradă, pe acolo e suficient. Deci, Dumnezeu să știa că locuiește o persoană acolo. Și nimeni n-a făcut nimic. Un comerciant de acolo are cheia pieței. Și nimeni nu se sesizează. Să vă dea Dumnezeu sănătate după cât de bine administrați orașul. După cât de bine administrați orașul. Și societatea urbană. Bun. Nu mai putem. Gata. Ne ajunge cu urbanul, ajunge, haide să ne și distrăm. Bine, unii s-au distrat și văzând asta cu urbanul. Mă scuzați un pic, trebuie să caut un material ca să putem continua, să ne distrăm un pic, în p. Să ne distrăm cu, ce numai Piatra Neam să fie în atenție, mergem la Roman. Ai o imagine cu Spitalul Roman? Dacă ai, uite, acesta este Spitalul Roman. Spitalul Roman care este acum principalul spital din județ. Că noi aici suntem cu COVID-ul, că așa au vrut niște oameni politici. Să pună COVID-ul la Piatra, nu la Roman. Au schimbat o hotărâre peste noapte, așa. De ce? Pentru că pot. Pentru că au muști. Cotronișcieni. Așa. Bun. Deci, Spitalul Roman. Ați auzit, au avut probleme cu COVID-ul, au avut probleme cu rahatul făcut în pungi, au avut probleme cu... Și atunci au zis așa, mai nou au avut probleme cu limbajul. Un domn de la Roman, bravo lui, a publicat modul în care niște angajate ale spitalului să discută cu gravidele. Este foarte colorat. O să vi-l citim, chiar cu bipuri, dacă e nevoie. Nu știu dacă Bogdan poate să-mi pună bipurile cum trebuie și cât de repede pot eu să le spun cuvintele respective. Dar cred că nu poate. Bun. Deci, ultimul incident de acolo cu o gravidă care a trebuit să urineze într-o găleată, bla 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 bla, a pus capac. Consiliul director a luat o decizie importantă. Probabil că s-au uitat la firmele alea cu NCIS-ul, cu... care mai sunt din astea? Cu poliție. Cred că ei s-au cutat mai mult la inspectorul Marlot. Femeia aceea care face anchete în Franța. Și au zis așa, bă, dacă ăștia vorbesc ai noștri urât cu pacienții sau cu aparținătorii, ia să vedem noi cum îi identificăm. Și au zis așa, pacientul sau aparținătorul depune o cerere la spital cu nume, prenume, tot, 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 după care vine și, țineți-vă bine, identifică persoana. O identifică.
Nu se duce prin spital ca detectivul să o caute, că nu poți circul prin spital. Concluzia logică este că undeva, într-o cameră, sunt aduși împricinații posibili, doctori, paciente. Nu știm dacă se pune și un geam din ăla prin care doar vezi, să nu te vadă și ei, ca să asigure protecția. Da? Și tu stai și te uiți. Asta e, nu este. Dar știți că eu poate aud mai bine. Ea vorbește, spune ceva. Să stai așa pe scaunul ăsta ginecologic, cum stăteai când ai făcut copilul. Dar parcă-i vocea aia. Dar n-ar putea să vorbească și cealaltă. Deci, probabil că în curând vom avea o investiție la spital, o cameră specială pentru făcut identificări, după care e posibil să avem și un post sau două, că trebuie să lucreze pe ture, identificator autorizat de persoane care vorbesc urât cu pacienții. Și așa se schimbă nomenclatorul funcțiilor în ultima perioadă, deci s-ar putea să meargă lucrurile foarte bine așa. Se aud zgomote în zona noastră, ne stăm în zona pieței, probabil că cineva s-a supărat că vorbim despre urban. Sau cineva aranjează mărfuri într-o zonă în care n-ar trebui să fie, aviz poliției locale, pentru că acolo este loc de circulat. Da, mă rog, asta este. Bun. Ia să citim și două comentarii, că eu nu am avut... Că comentariu, noua echipă de la primărie, e adevărat. Cel puțin o parte a ei răspunde la comenzile vechilor echipe de la primărie. Doamna Blăju, se degradează voit, apoi se dă un tun imobiliar. Nu așa se procedează mereu. Rușine autorităților, subscriem. Bun. Îi lăsăm pe ea de la Roman să-și identifice oile negre care din spital așa cum pot. Cine bate? Papagalii bat în cușcă, da? Când au auzit de Roma, vor să fie și ei identificați. Așa, bun. Bun, eu aș fi vrut să aduceți papagalii în emisiune aici, da? Altă dată. Ultimul subiect de astăzi, din emisiune, haideți să vorbim, că nu putem vorbi, am vorbit de Piatra de Roman, să nu vorbim și despre județ un pic. Astăzi, oameni buni, este un moment, va fi un moment istoric precedat de mai multe momente isterice în Consiliul Județean Neamț. Cică se aleg vicepreședinții. Putem să ne bucurăm cu toții. Îmi pare rău că n-am o vuvuzea, precum polițiștii de ieri, din fața prefecturii. Am văzut și asta, polițiști cu vuvuzele. Ceea ce, până la urmă, este bine, e dovadă că nu au probleme cu suflatul. Deci pot să sufle foarte tare, au plămânii buni, deci dacă poți sufla în vuvuzea, ești ok. Nu mai trebuie să treci nici proba aceea de fizică, cel puțin în dreptul domnului Cănărău. Proba fizică a fost întotdeauna o problemă, dar acum dacă a suflat în vuvuzea, este foarte bine. Revenim. Momente isterice vor fi astăzi la ședința Consiliului Județean, pentru că domnul Arsene a propus proiectul să aleagă vicepreședinții. Evident că domnul Arsene vrea să-și aleagă vicepreședinții lui, adică pe domnul Asaftei și pe domnul Chitic. Da, Chitic, omul de dreapta. Pentru că, e adevărat, orice om important, orice conducător, trebuie să aibă o mână stângă și o mână dreaptă. Mâna stângă este domnul Asaftei, mâna dreaptă este domnul Chitic. O să vă spun mai încolo și un banc, apropo de conducători și mâini. Și, mă rog, dar mai încolo un pic, așa, ca la final. Bun, deci, Arsene să-i aleagă pe Asaftei și Chitic. Și ceilalți vor să-și aleagă vicepreședinții, dar încă nu știu. Teoretic, îl aleg pe Zaharia și pe domnul Hopșa, de la PNL, Zaharia de la USR. Dar este posibil, având în vedere relațiile interpartinice între PSD și PNL, iubirea declarată în 2012 și mulți au rămas cu sechele de atunci și atunci sechelele astea se manifestă în tot felul de tratative,
S-ar putea să-i vedem viceprimar pe domnul Chitic, vicepreședinț, pe domnul Chitic și pe domnul Hopșa. După cum s-ar putea să asistăm și la alte surprize. Dar nu asta este important. Important este altceva. Dacă domnul Arsene a pus ședința astăzi, în data de 17 februarie, înseamnă că sesiunea de împărțit posturi, din punctul domniei sale de vedere, s-a încheiat. Adică, postul de director la troleibuzul a adjudecat pro-România sau familia pro-România. Postul de director la un centru social a adjudecat cu tare. Postul de director adjunct la DGASPC va fi adjudecat mâine la concurs de unul dintre cei care trebuie să voteze astăzi vicepreședinții lui Arsene. Deci că mâine e concursul. Oare omul ăla se va duce să voteze, se va baza pe buna credință a domnului Arsene sau va aștepta încă să se vadă cu contractul de muncă scris? Om trăi și om vedea. Dar să rețineți, sesiunea de împărțit posturi și dintr-o parte de la Arsene, de promis posturi din partea cealaltă, se pare că s-a încheiat. Așa că avem șanse să avem vicepreședinți și după aceea să urmărim ce plăcinte sau ce ferit de tort primesc cei care au votat cu unii sau cu alții. Pentru că se pare că toți sunt la fel de buni. Și acum să vă spun și bancul acela, știți? S-a pus problema de câtva timp să se facă o statuie a conducătorului iubit local. Și s-a făcut și o machetă. Și conducătorul apărea bust, cu mâna stângă și cu mâna dreaptă, întinsă. Și cineva a întrebat, dom'le, dar de ce ați făcut cu mâinile așa? Păi că întotdeauna cu mâna stângă eu dau și cu mâna dreaptă. Cu mâna dreaptă iau, dar mă fac că dau. Bun, și de ce ați făcut bust? Pentru că nu puteam să arăt ce rămâne pentru alegători. Vă mulțumesc! La revedere, cele bune!